Mandatul de 4 ani ai primarilor și consilierilor de la nivel local și raional a expirat, iar în această toamnă nu se vor număra doar bobocii, dar și rezultatele partidelor politice și candidaților independenți care vor alege să se implice în viața politică a comunităților lor. Cât de bine sunt pregătiți și ce exact își vor propune să realizeze, vom auzi și analiza din discursurile lor politice, dar și programele electorale. Iar alegerile locale generale din această toamnă va fi un prim exercițiu electoral în care utilizarea discursului de ură și sau instigarea la discriminare va fi sancționată. Altfel spus, am avansat de la etapa de a recomanda neutilizarea acestuia la cea de a aplica sancțiuni atunci când demnitatea unei persoane și drepturile ei vor fi încălcate prin declarații care promovează, justifică, răspândesc sau incită la ură, discriminare sau violență. Înseamnă aceasta că toți competitorii vor respecta legea sau că aceștia vor renunța tentației de a inventa țapii spășitori în locul proiectelor clare și realiste de a rezolva probleme de canalizare, infrastructură, energie electrică sau apă potabilă? Ce trebuie să facă competitorii care sunt ținta discursului de ură? Și ce își propune să facă Comisia Electorală Centrală în acest sens? Vă invit la o discuție cu Dana Munteanu, membra Comisiei Electorale Centrale, despre cum putem face ca noua campanie electorală să fie una cu discursuri politice echilibrate și respect pentru demnitatea celor cu care concurez și a celor pe care îi inviți la urna de vot. Eu sunt Irina Kropchenko și te invit să asculți Punct pe ură. Doamna Munteanu, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația să ne întâlnim să discutăm un pic mai clar și mai detaliat aspecte ce țin de campania electorală din prisma interzicerii utilizării discursului de ură și a discursului sexist. Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. Sper astăzi să elucidăm aspecte noi și să facem cumva mesajul nostru mai clar și mai evident pentru alegătorii din Republica Moldova. Sunt primele alegeri în această toamnă, alegeri locale generale, dar din toate alegerile, tipurile de alegeri din țară, care au loc în baza unui cod electoral nou, dar și în baza unei prevederi din codul contravențional care se referă la interzicerea discursului de ură și a instigării la discriminare de către competitorii electorali, inclusiv în materialele electorale. Întrebarea pentru început e ce înseamnă mai exact acest lucru? Într-adevăr, aceste alegeri, alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, vor fi primele alegeri din Republica Moldova care vor fi organizate în baza unui nou cod electoral, adică unui cod electoral în redacție nouă. Mm-hmm. Propriu zis, dacă să ne referim la interdicția utilizării în campanie electorală a discursului de ură în codul electoral, noi avem articolul 70 care reglementează modul de ținere agitației electorale de către candidați. O să fac aici o mică paranteză, propriu-zis agitația poate fi făcută doar în ultima lună până la alegeri. Adică dacă să vorbim de alegerile din acest an, începând cu data de 6 octombrie, este ziua zero de la care începem perioada de agitație electorală. Într-adevăr, este ceva nou pentru noi. Noi am, ultima jumătate de an, am și ajustat întreg cadrul normativ intern. Dacă să ne referim din nou la discursul de ură sau la utilizarea limbajului sexist, care de fapt e o manifestare principală a discursului de ură, noi am inclus și interdicție în regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass media. În dezbateri electorale noi am interzis utilizarea discursului sexist și discursul care incită la ură. De asemenea, după cum ați spus, a fost modificat codul contravențional. Dacă ne referim la o prevedere care pe noi ne vizează direct, e articolul 52 alineatul 3 din codul contravențional, care stabilește inclusiv și sancțiuni pentru utilizarea discursului de ură. Noutatea absolută, inclusiv pentru Comisia Electorală Centrală în acest scrutin, este faptul că avem o lege nouă a publicității. Avem o altă noțiune a publicității politice, uh-huh. O altă noțiune a publicității electorale și mai mult avem o competență absolut
neobișnuite pentru noi de a aviza mesajele de interes public. Respectiv, avem o pârghie nouă, pentru că dacă publicitatea politică rămâne, oricum, la cherem furnizorilor de publicitate, dacă cineva ar fi încercat prin metode cumva, de ocolire, să găsească o modalitate de a răspândi careva mesaj de ură prin intermediul mesajelor de interes public, noi, ele o streacă prin mâna noastră, adică noi să le vedem. Asta e deocamdată o posibilitate de a opri agitația electorală până la începerea perioadei de agitație, dar oricum este într-adevăr ceva nou, noutate absolut pentru Comisia Electorală Centrală și din nou s-a făcut diviziunea asta foarte bună dintre publicitate politică, publicitate electorală și din nou o mică paranteză. Partidele care nu se implică în alegeri, și aici mă refer la faptul că ei nu au liste de candidați pentru alegeri, nu pot face publicitate politică în perioada electorală, în perioada de agitație electorală, adică de la 6 octombrie. Și acum noi ne pomenim în situația, pentru că, din nou, e o situație răspândită în Republica Moldova, când un partid, chiar dacă nu înaintează candidați, ca să, nu știu, promoveze un alt candidat, încearcă să distribuie inclusiv prin mesaje de ură anumite mesaje la adresa unei, de obicei, unei candidate, da? Sau unui candidat, respectiv această activitatea o să fie oprită. Adică doar candidații își fac agitație electorală. Publicitate politică nu o să fie o posibilitate alternativă pentru alte partide ca cumva să facă advocacy sau promovare pentru altcineva într-o versiune indirectă. Ok. Acum eu încerc să-mi dau seama dacă există un partid politic care nu are o listă de candidați, deci nu ar trebui să facă agitație electorală și nici să distribuie publicitate politică sau electorală în această perioadă în favoarea unui alt candidat din partea unui alt partid. Dacă ei totuși o fac, să presupunem, pe pagina de Facebook, da? Sau pe pagina de Instagram sau în canalul de Telegram, există pârghii în sensul ale Comisiei Electorale Centrale, suficiente resurse umane și există un mecanism care să vă permită să identificați astfel de cazuri sau cineva trebuie să sesizeze totuși Comisia pentru ca să puteți... Din păcate, noi nu reușim să monitorizăm toate canalele, la toate... Dați seama că avem partide active, 60 aproximativ, care își fac. Dar eu vreau să vă spun că Republica Moldova funcționează foarte bine sesizările din afară. De obicei, distanța dintre momentul în care, de exemplu, să vorbesc din perspectiva de utilizator de internet, da? Momentul zero de la care eu am sesizat cu că aici este o încălcare. Și orică, aici este ceva care trebuie să ne pronunțăm printr-o hotărâre. Cred că ar fi bine să fim sesizați privitor la și în momentul în care cineva ne sesizează, de obicei foarte scurt intervalul de timp, oamenii sunt foarte activi. Adică nu, eu dacă îi pun problema, e dacă cecul o să reușească să examineze acest volum de informație, da, pentru că vă spun, eu atribuție nouă, asta cu publicitate politică, publicitate electorală și mesaj de interes public și pentru noi, cumva, noi ne învățăm din mers. Avem un regulament nou, noi îl aplicăm, dar eu nu-mi pun problema că noi noi o să aflăm și noi o să examinăm orice ar fi însemnând asta. Dar dacă să revenim la discursul de ură, eu sper foarte mult că în acest an Republica Moldova să reușească să facă câțiva pași înainte ca să reușim să stăvilim acest proces, mai ales că avem alegeri locale și doamnele primar sau domnii primari sunt niște ținte destul de vulnerabile în ceea ce privește discursul de ură. Avem precedente pe care le cunoaștem, inclusiv datorită Promolexului, care pe noi, de exemplu, ne-au bulversat, dar nu puteam să-i ajutăm. Acum avem o pârghie legală. Bine, putem să raportăm discursul de ură și să vedem ce se întâmplă pe urmă, să vedem care o să fie finalitatea sau modalitatea de aplicare a acestor prevederi. Eu sper că acest scrutin o să fie mai corect din punct de vedere a mesajului și a discursului pe care îl promovează candidații în perioada electorală. Dar sperăm, o să vedem care o să fie finalitatea. Cred că asta e o speranță tuturor, dar
probabil pentru clarificarea pentru cei care ne ascultă, e că totuși ce ține de codul contravențional, da, și interzicerea utilizării discursului de ură și sau instigării la discriminare de către competitori, da, constată încălcarea acestui articol poliția. Da. Și poliția și sancționează dacă stabilește că competitorul electoral într-adevăr a utilizat o anumită formă a discursului de ură. Și dacă cineva identifică un caz de discurs de ură în publicitatea politică sau electorală și nu se sesizează poliția, dar se sesizează Comisia Electorală Centrală, noi să examinăm cu siguranță în cazul respectiv, în cazul în care va fi necesar, dar cu siguranță în speța care dumneavoastră ați descris-o, o să fie necesar să sesizăm inclusiv și poliția, dar cu siguranță că o să ieșim cu o hotărâre în acest sens sau o să răspundem cu o scrisoare, dar o să intervenim, pentru că noi intervenim ori de câte ori suntem sesizați. Asta în primul rând, într-al doilea rând, în cazul în care noi deja avem antecedente în care comisia a retras publicitatea din rulajul public sau pentru că nu admitem încălcări în perioada asta, noi nu admitem ca persoanele să ambaleze discursul de ură, mesaje discriminatorii, sexiste, publicitate, agitație electorală ambalată sub formă de publicitate politică sau, din nou, agitație electorală ambalată sub formă de mesaj de interes public. Noi, ori de câte ori va fi posibil, vom interveni. Noi, Consiliul Audiovizual, adică unde va fi posibil în funcție, din nou, de difuzorul acestui mesaj, pentru că dați seama că acum suntem într-o eră informațională în care informația se răspândește peste tot prin toate canalele posibile și imposibile. Asta așa e. Mă întrebam acum dacă în această perioadă, da, preelectorală, din ce a ajuns în căsuța mea poștală, în sensul de ziare, pliante și restul, citind anumite mesaje, mă întreb, e adevărat că fiecare dintre noi speră că această campanie va avea un discurs politic-electoral mai echilibrat. Credeți că aceste prevederi noi din codul contravențional referitor la discursul de ură și instigare la discriminare au șanse să descurajeze acum, când suntem foarte, foarte aproape de campania electorală propriu-zisă, concurenții, competitorii să utilizeze acest tip de discurs? Eu înțeleg foarte bine că e nevoie de educație prealabilă. Mm. Dezvoltarea unui cadru normativ. Să zicem că perfect, dar imposibil să fie un cadru normativ perfect. Întotdeauna se vor găsi breșe, întotdeauna se vor găsi lacune și o să găsească persoane sau cetățeni care să încearce să intre pe această pistă. Dar eu cred că educația și informarea e cheia succesului anume în acest domeniu. Ce am sesizat, din nou, să vorbesc doar din perspectivă personală. Oamenii sunt absolut insensibili la orice mesaj de ură sau sexist, inclusiv în campania electorală. Ei nu consideră, nu am dezvoltat deocamdată percepția că asta este greșit. Noi avem un caz recent în care a fost făcut un îndemn la violență fizică și noi am avut un răspuns. Eu m-am așteptat că o să fie alt răsunet în societate, alt feedback, adică o să fie primit altfel, dar s-a primit cum s-a primit. Noi avem nevoie de o campanie de sensibilizare, asta încearcă să facă cehul. Avem o campanie de sensibilizare cu privire la combaterea sexismului în alegeri. Este implicat și Consiliul Audiovizual și este făcut cu suportul Consiliului Europei. Activitățile sunt planificate preponderent pentru toamna acestui an, dar urmează să se finalizeze către luna decembrie 2024. Adică e cu bătaie lungă. Și o să fie deocamdată în luna aprilie, la lansarea campaniei, am elaborat un slogan. Nu tolerez discursul sexist, îl raportez. Avem și o metodologie de evaluare a mass-mediei, care o să fie pilotată în acest an,
foarte curioasă și foarte interesantă, inclusiv pentru mine. Mai mult, dacă este vorbim de educație, eu sper că acolo sunt implicații ca actori, ca beneficiari, alegătorii, alegătoarele, reprezentanții diasporii, în mod evident, partidele politice, actorii politici, dar și profesioniștii și profesionistele din mass media, care, de fapt, sunt una dintre grupurile cheie în difuzarea discursului de ură. Altceva e că noi ne propunem să intrăm și în zona gri, care este o zonă gri deocamdată pentru noi. Încercăm să distribuim mesajele astea și prin intermediul internetului, gen prin intermediul influențierilor, a respectiv sperăm să ajungem la cât mai multă lume. Ce vreau să spun de la început e că noi avem un grad de toleranță foarte înalt. Noi nu putem să identificăm. Noi trebuie să educăm societatea că asta nu este tolerabil, asta nu este corect. Și trebuie să raporteze mesajele de ură, mesajele sexiste. Noi nu trebuie să admitem că în campanie electorală cineva să-și facă campanie denigrând pe altcineva. Noi vorbim despre profesionalism, despre realizări manageriale sau despre un plan de un program electoral. Așa ar fi trebuit să fie într-o lume ideală, dar sperăm că o să ajungem acolo. Mai mult, noi avem și cursul de la Centrul de Instruire. Noi avem un centru de instruire la Comisia Electorală Centrală. Există un curs online privitor la discursul de ură, conține foarte multe aspecte, inclusiv și jurisprudența, partea cu sesizare, partea cu raportare, adică este foarte util. Eu sper foarte mult că mai ales competitorii electorali o să aplice la cursul respectiv și o să-l asculte și o să vadă cum nu se poate de făcut și ce înseamnă și care sunt riscurile care le îmbină pentru întreaga societate, utilizarea discursului de ură ca strategie în comunicarea electorală. Dar depinde foarte mult de cum o să perceapă și o să înțeleagă oamenii aceste modificări a cadrului normativ. Cursul este deschis doar pentru competitori sau și pentru publicul larg, în cazul în care cineva vrea să... Absolut, pentru toată lumea. Și în general, noi avem o serie întreagă de cursuri pe platforma e-learning pe CGDM, da? Și noi îndemnăm toți oamenii care sunt interesați de alegeri, de accesibilitate, de discurs de ură și tot ce sunt de proces de organizare a alegerilor, tot apare acolo. Adică noi ne străduim, chiar dacă centru face instruirile astea față în față și fizic, noi oricum încercăm să dublăm pentru că înțelegem în ce epocă trăim și partea asta, cu cursul ăsta, cu discursul de ură, el este accesibil pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Minunat. Da, revenind acum la subiectul discursului sexist în campanie, sau în campanie electorală, mai bine zis, datele arată că aproximativ 196 de femei au fost alese în funcție de primar în cadrul ultimelor alegeri locale generale din 2019. Și tot în 2019, datele de monitorizare ale Asociației Promulex au arătat că din totalul de 835 de cazuri pe care noi atunci le-am identificat, aproximativ 48% au fost îndreptate împotriva femeilor, fie că erau candidate electorale, fie că nu erau. Și în contextul ăsta aș vrea să discutăm un pic despre ce ar trebui să întreprindă candidații și candidatele atunci când devin ținta unui discurs sexist, tocmai pentru că nu în preponderent sunt femeile ținta acestui tip de discurs, dar avem și suficiente exemple în care inclusiv candidații au fost la rândul lor vizați de acest tip de discurs în campaniile electorale. Într-adevăr, femeile, după datele pe care le-au livrat Promulex, sunt printre cei mai afectați de discursul de ură în campanie electorală. Mai există, evident, și la alți candidați. Există funcționari electorali, care la fel sunt o țintă curioasă pentru discursul de ură. Ce trebuie să facă este, trebuie să raporteze fiecare caz de discurs de ură, mesaj sexist, în cazul să avem și mesaj sexist. Apropo, la poliție. La poliție, în mod evident, trebuie să scrie plângere la poliție. De fiecare dată să nu
le fie frică să depună plângere ori de câte ori este posibil, să documenteze cazurile respective, pentru că inclusiv și un moment probabil că la fel de important să vorbească despre ele, pentru că a sesiza poliția trebuie să fie livrat mesajul contracandidatului, că în cazul ăsta probabil că e vorba de contracandidat sau alegătorilor, că nu este admisibil ca în campania electorală să fie discutate abilitățile personale unei persoane, inclusiv din punct de vedere a genului, sexului acestei persoane, anumite abilități personale, anumite caracteristici care nu trebuie să fac subiectul dezbaterii sub nicio formă, pentru că ori de câte ori trebuie să fim foarte vocali, trebuie să fim activi și vocali ca să putem stabili acest proces, pentru că trebuie să fie dublat. Mergem la poliție, mergem la IGP, scriem plângere. Apropo, IGP-ul să fie pregătit, pentru că noi pe dânsi și pregătim în campania asta de informare cum trebuie să reacționeze, dar pe de altă parte, noi nu trecem sub tăcere acest aspect a campaniei electorale. Noi sesizăm și alegătorii că contracandidatul a admis o astfel de încălcare. Noi trebuie să vorbim despre asta ca să creăm toleranță zero la nivel de comunități, la nivel de societate față de așa instrument în campanie electorală. Noi când zicem documentat, dacă cineva este, de exemplu, martorul unui discurs sexist în cadrul unei întâlniri electorale, în curtea blocului unde sunt 50-100 de oameni, și cineva înregistrează acest discurs, merge la poliție. Deci dânsul trebuie să aibă, sau dânsa, ea, el, trebuie să aibă acea înregistrare preferabil care să dovedească că a existat acest discurs. Mai e ceva care trebuie să țină cont o persoană care este martora unui astfel de discurs atunci când merge la IGP să depună o plângere? Trebuie să țină cont și de alte detalii? Important e să meargă să depună plângere. Eu cred că IGP-ul deja în procesul de verificare sau de stabilire a obiectului infracțiunii o să stringă probatorii necesar. Important e ca, într-adevăr, să fie documentat cazul de discurs de ură. Trebuie să fie numai decât în cazul ăsta informat și după posibilitate și candidatul, pentru că cumva este și avizat în această, probabil în această tiradă sau în acest discurs. Respectiv, lăsăm cezărului ce e cezărului și lui Dumnezeu ce e lui Dumnezeu. Cetățenii, alegătorii sau candidații, funcționarii trebuie să se sizeze IGP-ul, să examineze. Aici trebuie să distingem nivelul de competențe pentru fiecare tip de subiect. Și preferabil ar fi ca în cazul în care cineva înregistrează un astfel de discurs să nu îl publice pe Facebook sau în altă rețea. Exact. Să rămână acolo în plângerea depusă la IGP. Exact, asta încă e o modalitate de răspândim discursul de ură. În general, noi trebuie să oprim procesul ăsta. Ținta, scopul nostru final e să oprim, să dezvoltăm toleranță zero pentru asta, ca oamenii să înțeleagă, să oprească, stop, asta nu e ok. Și față de mine ca legător, că mie mi se levrează așa mesajul, și față de contracandidat, și eu am careva întrebări destul de importante față de candidatul care vorbește. Noi avem în unele țări, când s-al calce, când o persoană publică este radiată de peste tot, adică în sensul că neglijată de foștii urmăritori, pentru că trăim în era internetului din cauza la careva mesaje sau la careva discursuri, apropo, hate speech, ca să nu dau exemple. Și eu tare sper că în Republica Moldova noi să ajungem vreodată să sancționăm foarte dur fiecare persoană, fiecare partid, fiecare concurent sau fiecare, în general, cetățean care face uz de acest mecanism ca să-și mărească popularitatea. Ori asta e lipsă de respect și față de contracandidat, și față de alegători, și probabil că față de sine însuși la fel. De acord. Mai am o întrebare referitor la codul de conduită. Știu că la Comisia Electorală Centrală există un astfel de cod. El a tot fost ajustat în ultimii ani. A fost propus pentru competitorii electorali, da, și pentru mass media. Și mi-amintesc că la ultimele alegeri din
parlamentare anticipate din 2021, din 23 de candidați înscriși, doar 7 au semnat acel cod de conduită și nicio instituție mass media. Întrebarea mea este, în contextul în care discursul de ură rămâne să fie, sau mai bine zis, rămâne să aibă o prezență continuă în spațiu public și în mediul online, în special în perioadele electorale, credeți că acest cod de conduită ar trebui să rămână în continuare ca o formă de autoreglementare? Pentru că, dacă mi-amintesc bine, codul era semnat de către candidați și instituțiile mass media care trebuiau la rândul lor să monitorizeze, de fapt, nivelul de respectare a acestuia de către semnatar. Propriu zis, codul nostru de conduită, codul Comisiei Electorale de Conduită este un fel de un acord de bunăvoie între candidați, concurenți electorali și mass media ca să respecte anumite principii în ducerea campaniei electorale. Și, într-adevăr, anume în codul de conduită apare cel mai des interdicția asta cu utilizarea discursului de ură și sexist și discriminatorii, mesaje discriminatorii în campanie electorală și apar în repetate rânduri și ele devin din ce în ce mai bune și sub aspectul ăsta. Dacă este să ne referim la partide, propriu-zis, legea lor sunt statutele. Și dacă să facem cumva să încercăm să găsim o pistă spre acestea, tot ce include în statut este prevăzut expres de lege prin la partidele politice. Este articolul 13 care enunță că trebuie să iasă asta. Noi nu putem să le impunem ca ei să-și modifice statutele, incluzând și prevederi privind interdicția utilizării în campanie electorală a discursului de ură și sexist. Deci ar fi fost bine să fie fost posibil. Și acum noi trebuie să facem uns doar de codul de conduită, care de fapt este un document care pur și simplu un fel de manifest ce o să fac un partid politic în campanie electorală. În cazul în care acesta ar fi semnat de mass media, am fi putut intra deja în zona în care se aplică codul audiovizualului, pentru că acolo este dat și noțiunea de discurs de ură și faptul că mass media nu este admis discursul de ură. Deja cumva rămâne, din păcate, la nivelul lor de responsabilitate. În această campanie, la fel, va fi elaborat și semnat un cod de conduită, care va conține, în mod sigur, prevederi și principii și corecte din punct de vedere a eliminării discursului de ură din campania electorală. Dar nu trebuie să abstractizăm de la faptul că vorbim despre alegeri locale. Se aleg forurile locale și respectiv dezbaterile și toate acțiunile de agitație electorală sunt diseminate. Dacă la alegerile naționale, când se alege președintele sau parlamentul, cumva, cel puțin dezbaterile au loc la televiziunile centrale, în mare parte, aici cumva se diseminează inclusiv partea de agitație. Și deja cum funcționează verticala puterii la nivel de partid, dacă chiar un partid o semnează cod de conduită, dacă el poate sau nu să se asigure că candidatul final într-o oarecare localitate din țară nu o să facă uz de discurs de ură, eu nu cred că nici ei nu au certitudinea asta, dar prin educare continuă și prin sensibilizarea populației, noi să reușim să acoperim și acest aspect. Cred că probabil ce ar trebui să înțeleagă partidele, sau mai bine zis, membrii partidelor politice, este că ei înșiși au nevoie de o democrație internă, da, în cadrul partidului politic și aceste reglementări interne în statutul lor sau în alte documente de organizare internă au nevoie să introducă anumite prevederi exprese cu privire la utilizarea discursului de ură, interzicerea acestui tip de discurs, tocmai pentru că s-a întâmplat cazuri în care nu neapărat partidul a delegat un reprezentant al partidului să spună ceva,
Și iată, în astfel de cazuri e important ca ei pe interior să monitorizeze, să identifice astfel de situații și să aibă un mecanism prin care, la nivel intern, între membrii, să decidă ce trebuie să facă într-o astfel de situație, cum se sancționează, pentru că acest lucru îi educă, de fapt, în interior și stilul lor de comunicare externă și internă, pentru că discursul sexist sau discursul de ură se poate manifesta atât în interiorul partidului cât și în afara acestuia. Doar că diferența ar sta în publicul pe care îl are. Da? În interior ar fi un public mai restrâns, dacă nu ajunge să fie publicat în mediul online. În exterior, deja publicul este mult mai larg pentru că vin toate canalele peste tine, de la TV, radio până la YouTube și alte canale. Și cred că ăsta este un lucru important să-l înțeleagă și cei din interiorul partidelor. Și cred că e important și ei să se disocieze de astfel de discursuri când sunt martori sau când unul din membrii lor utilizează, exact, admite un astfel de discurs. Și ca să tragem linia acestei discuții și să reamintim celor care ne ascultă, dacă sunt martorii unui discurs de ură sau un discurs sexist sau sunt victime a acestui tip de discurs, fie că sunt candidați, fie că sunt funcționari electorali, să depună plângere la poliție. De fiecare dată. Dacă nu sunt foarte încrezuți, pregătiți să facă acest lucru, nu au curajul, pentru că au nevoie de timp, e bine și pot să se adreseze Comisiei Electorale Centrale, care oricum va trimite această plângere mai departe către autoritățile competente. Exact. Și cel mai important e că acest tip de discurs este interzis inclusiv în publicitatea electorală și politică. Exact. Și publicitatea politică și electorală trebuie să fie făcută în termenii și în condițiile stabilite de lege, inclusiv. Și eu sper foarte mult că noi o să reușim să educăm societatea în așa fel, încât cei care pierd alegerile să se felicite reciproc, să-i felicite pe cei care au câștigat alegerile sau care au luat un număr mai mare de mandate și să înceapă să acuze sau să vorbească lucruri neplăcute sau cumva mesaje sexiste sau îndemnuri la agresiune și hărțuire care apar deseori după totalizarea alegerilor, ceea ce este o practică comună în Republica Moldova, din păcate. Se termină campania electorală, alegerile se totalizează, contracandidații continuă să trimită discurs, mesaje de ură unul la adresa altuia, așa se trebuie să fie sub orice formă stabilit. Trebuie să ajungem la corectitudine politică, etică și morală și să ducem întreaga campanie până la capăt, corect, să vorbim despre abilități profesionale, manageriale, despre programe, despre profesionalism, să facem o analiză post-electorală, să vedem unde lucrurile pot fi îmbunătățite și să încetăm să vorbim despre cum să ne protejăm candidații și cum să ne protejăm funcționarii de tot acest discurs de ură, mesaje sexiste și discriminare care apar în alegeri. Ai ascultat Punct pe Ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Dacă ți-a plăcut acest episod, te invit să-l distribui prietenilor tăi. Dacă nu ai reușit să asculți episoadele precedente, să știi că o poți face oricând, fie pe SoundCloud, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.